Ia uite ce frumos e. Mă trageți singurul ușor. Altul, alt templu care a fost dedicat în secolul 4 înainte. Dedicated to Baal. Baal is Akkadian, Sumerian god. Baal era o zeitate sumeriană. He is the god, the upper god, the god of gods. Era zeul zeilor. He's equal to Zeus, Greek, and Jupiter, Greek. So here we have the wall. Avem zidul de protecție. Here we have the pillars, and along the whole temple, it was governed between the pillars and the walls. It was governed. Inside was open. Pune că era o parte a templului, era acoperită, respectiv de la coloane spre zidul. De asemenea, templul avea o curte interioară. The heights of the wall were 14 meters. How many? 14. Înălțimea zidului era 14 metri. The cella is inside. We will go afterwards. If you see, this part of the wall is original. Partea din față este originală. We see all those holes in the wall. Vedem foarte multe găuri în zid. Actually, they used those holes, they were meant to be filled with lead and iron. Se presupune că astea erau umplute cu fier. And they were, if you look to the holes, they all come between the three stones. So they filled them with lead and iron in order to keep the stones together. De aceea, ca să stea mai bine fixate pietrele. Bine, exact. Every year, in April, 26th of April, of a tower which was built and also parte rămășiță a turnului de control. Some remain of the columns were used also. Okay, now we go to see the temple. Acum facem plimbarea prin templu. Something at the back side, I will tell you what it is. Ceva similar mai încolo. Urmau să fie sacrificate aici. Under the rock there, there used to be some kind of sewage. They used to wash the blood through the sewage to a canal. Spălau aici undeva animalul sacrificat, îl curățau de sânge. And then they would cook. Pentru a fi preparat. Actually, not only the pilgrims, but also the upper class of Palmyra was invited to have the sherbet together. Asta înseamnă democrație. Nu mânca numai oamenii obișnuiți. Dar se bucurau și cei din plantele. What kind of animal they killed? They killed from chicken up to cow and camel. It depends on how much you have and how much you can buy. Wait a minute, you come here. Okay, you come here. So, what do you think is this for? Take this casta, un sombrero. What is that? Sombrero, a head, Mexican head. My friend, we saw the wheel at the back side there. Am văzut o roată mai devreme. Actually, this was olive press. Ah, da. Asta de fapt era o presă de măslin. You have a beam here, and then beam this way, and then you have one wheel at this side, one wheel at this side, and then they start to push it. Scotea uleiul din mașină. Să-l pregătească pentru o spăt. Sela, sala principală. Sala principală. Actually, the cella is the holy of holies. Practic, e sala cea mai sfântă dintre toate sfintele. In the temple itself, everybody was allowed to come inside. În templu putea intra oricine. But in the cella, only the priest was allowed. Dar în cella numai preotul. Actually, the statue of Bel will be hidden inside the
the same the whole year, except on 26th of April. Practic, statuia zeului Bel era în această parte a templului, era scoasă doar pe 27 aprilie. If you look to this, to the gate here, dacă vă uitați la această poartă, the decoration, they are all kind of a fruits. Decorațiile cu, în special fructe. Fruits, which they are found in the oases of Palmyra. Fructe care se pot găsi în oaza din Palmyra. Also, we see eggs at the right side, left side hand, on top by the frame of the gate. On top at the left side hand and the right side hand, we see eagles. Ah, undeva. On the left side hand, it's more here. Mulțumire pentru soarele, pentru soare care era zeul Palmirei, zeul soare. Eggs were sign of fertility. Ouăle erau semnul fertilității. And the eagles, actually eagle is, is a sign of God power. Vulturii erau semnul puterii. So the eagle is God. Practic, it dominate the sky and the earth together. Da. De ce l-au ales pe vulturi ca simbol? Pentru că asta zbura spre cerul și practic putea domina întreg pământul de acolo de sus. Now we go inside. Acum, funcționarea nașințe ale pieselor de pier, dar au fixat piesele. Now here we have the cellar, we have two niches. One at this side and the other one at the other side. La partea cea mai sacra a templului avem două nișe, una pe partea dreaptă și una pe stânga. Hai să urcăm. Atenție să nu avem mesaj. Prea rău. Flower is a sign of life. Floarea este simbolul vieții. When the flower blooms, it gives life. Soarea floreste dă viață automat. During the Byzantine time, în timpul curatei bizantine, they converted the cellar into a church. Au transformat această parte a templului într-o biserică. We go observat, to data trebuie observat rămășițele pictură bizantine. We go to the other side. Mergem în partea cealaltă. Nu poate să se poate ca în hrană. Ei, o scuioasă, unde-i statuia? Aici avem altă nișă. In this niche we see very beautiful decoration as well. Aici avem niște decorații foarte frumoase. On top of the frame we see the eagle again. Deasupra vedem iar silueta vulturului. The eagle opens its wings. Cu aripile desfăcute. We see the stars. Dar chiar deasupra, pe top, pe top. We see the stars, the sun. Avem de asemenea simbolizate lângă aripi foarte multe stele. And also we see two figures at the right side and left side hand. Those are the god of moon and the god of the sun. They are all protected by the god of Baal, which is the eagle. Deci are reprezentante luna și soarele. So, again, the eagle represents the god Baal, which dominates the whole world. The whole practic, vulturul reprezintă zeul Baal, Baal care domină întreaga lume. Inside the niche we see on top of a dome. Înăuntru niche vedem deasupra un dom. And we see inside all the maid, you are queen, you are blah blah blah. Zodiac. Zodiac. You see the along the frame of the dome, which is the zodiac. Ah, we see the fish. Fața domnului zice că este îndecorată cu look, elemente zodiacale. We see some of them, they are clear fish and the wind and the... Da, se vede cel mai bine zodia peștelui. Some of them are worse also. Din păcate nu toate s-a păstrat bine. Ce interesant de știu că această piatră pe care o vedeți acum jos era undeva sus cândva. By an earthquake. A căzut în urma unei mișcări telurice. Here we see the Kurwasa, this is the god of the moon. Aici este zeița lunii. Here we have fruits. They are fructe. They are from the oases of Palmyra. Fructele din oaza Palmirei. Here it is a little bit washed. The god of sun. Aici, din păcate, nu s-a păstrat atât de bine zeul soare. Giving his hand
to the god of moon, celebrating the fertility. Acuzeita, celebrating the fertility of Palmyra. Sărbătorind fertilitatea Palmirei. Here we see wheat. Aici vedem grâu, fertilitate. Okay. Come on this side. Haideți pe partea cealaltă. Rămășițele erau și pictate. Vedeți acolo în colț. Here up there we see soldiers. Deasupra niște soldați. We see a horse. Un cal. Here we see a figure of half a human being, half a snakes. Aici vedem un personaj ciudat. Actually, jumătate om, jumătate șarpe. This figure presents the bad will. Asta ce înseamnă păcatul. And the soldiers are fighting the bad will. So it is păcatul, the war between soldații, bad and good. Soldații reprezintă forțele binele și luptă împotriva răului. At this stone here at the back side. Mai avem o altă piatră aici. We see veiled ladies. Aici ar fi o doamnă. Here we see a camel. This is the statue of Baal. Set on the top of the camel. Interesant că aici o cămilă și deasupra ar fi trebuit să vedem statuia zeului Baal. Lit by a priest. Cămila este purtată tras afară de către un preot. Here people are standing on an ox fighting the bad will. Aici avem în față un bou. Here more people and here we see again. Unde? Da, un bou, asta e un bou. Again we see. Hello. Here again we see the veiled ladies. This is show us the ceremony of the veiled ladies. Practic avem aici o scenă care arată ceremonia scoaterii statuii afară pe 26. Prezentare de modă. Între aia mai frumoasă. On top we see Ionic as well as Corinthian capitals. Capitelele sunt în stil Ionic și în stil Corinthian. Actually the most interesting thing about the whole thing. And the cel mai interesant lucru din tot. At the back side, all capitals they have no decoration. Why? No decoration. Nu mai au. Because interesant că în spate capitelele nu au decorații. To come from that direction. Interesant. When the gold erau acoperite shines, cu aur să strălucească din depărtare. When the gold shines, it shows the way for the caravans from very far away. Când bătea soarele, se vedea din depărtare și se iau caravanele cu tot să o ia. Tutti frutti! Corner there, in the corner. Strada acolo, coloanelor, via recta. There are staircases, they go up and they can make very beautiful photos. Acolo în față puteți avea o poziție foarte bună ca să pozați în trebuie tempo. Este via recta. This is the temple.